Bună! Bine ați revenit! Nu știu dacă v-ați dat seama, melodia pe care o facem astăzi tutorial se numește S-a rupt lanțul de iubire a formației Generic cu Dan Ciotării. Partea solo a fost la început, melodia, cred că o știți, dar haideți să vă fretonez puțin. S-a rupt lanțul de iubire și-a început a rugi în mine. Nu te mai gândi la mine, ce n-a fost nu va mai fi. E o melodie care a dăinuit peste ani, o melodie a formației Generic, că este cântată de la mi minor, la minor, re major, sol major și mai avem si major. Bun. Toate acordurile vor fi prinse cu bareu pentru că avem partea ritmică care trebuie să facem anumite stopuri, anumite treceri și nu putem să cântăm aici, nici nu ar suna. Sună pe aia, nu știu cum. Și de aceea, pentru cei care facem o mică recapitulare, vă voi da informația așa rapide, cei care încă nu știți acordurile cu bareu. Acordul mi minor. Plecăm în poziția lui la minor, da? La minor. Și începem și numărăm. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și deci mergem de 7 poziții, 7 freturi din acordul la minor clasic. Și bareul îl punem pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pe fretul 7. Asta este mi minor. La minorul, nu știu dacă se observă, este poziția lui mi minor. Da? Și de la mi minor numărăm. 1, 2, 3, 4, 5. Deci, și bareul vine pe 1, 2, 3, 4, 5. Și obținem acordul la tot bareul pe fretul 5, poziția lui la major. Și acesta este acordul re major. Deci la major de aici, ne mutăm aici și punem bareul și obținem re majorul. Sol major este poziția lui mi major și începem și numărăm 1, 2, 3. Deci la fretul 3, bareul pe fretul 3, avem acordul sol major. Și mai avem si major, deci 3, 4, 5, 6, 7. La bareul pe fretul 7, poziția lui mi major de aici, avem acordul si major. Cam astea au fost acordurile. Simplu, eficient și frumos. Dan Ciotoi așa a cântat, nu a avut un ritm foarte complicat de manea, un ritm. Ritmul clasic, ritmul cel mai simplu de manea, dar până la urmă, ce e simplu e și frumos. E o melodie foarte frumoasă care a rezistat 30 de ani. Deci melodia este apărută prin 90 și suntem în 2021. Deci gândiți-vă de câți ani este melodia asta și încă este o melodie care are căutare, o melodie care merge la sufletele oamenilor. Da? Acum să începem să vedem când se schimbă acordurile. S-a rupt lanțul de iubire și-a început a rugi în mine. Nu te mai gândi la mine, ce a fost nu va mai fi. Deci începem după mi minor. Ultimul timp după măsura lui mi minor, facem trecerea către sol și luăm o singură dată prin re. Deci luăm acordul re major și mergem către sol major, da? Nu pot să și număr, să și cânt în același timp, așa că încercați să vedeți cum... Deci... S-a rupt lanțul de iubire și-a început a rugi în mine. Nu te mai gândi la mine, ce a fost nu va mai fi. Mi minor, trecere către sol prin re major.
început a rugini. Nu te mai gândi la mine. Deci aici avem doi timpi pe nu te mai. Nu te mai gândi la mine. La mine iar doi timpi, da? Deci re major doi timpi, la minor doi timpi. Doi timpi si, ce a fost nu va mai fi. Și revenim la mi minor. Cam asta este partea de strofă. Uf, cred că ați reținut-o. Hai să o mai cânt o singură dată foarte. Dar nu, o cânt și după ce facem refrenul. Și acum vine partea de refren. Avem o înlănțuire de aceleași acorduri, numai că luăm mi minor, la minor, re major, sol major. Deci nu mai trecem către sol direct prin re, mai intervine și la minor. Și avem. Împreună am fost, ce mult ne-am iubit, dar acum, fetițo, noi ne-am despărțit. Deci avem așa. Împreună la minor, re major și sol major, mi minor și la minor, si major și mi. Împreună am fost, ce mult ne-am iubit, dar acum, fetițo, noi ne-am despărțit. Ok, de la capăt, de la început, strofă și refren. Și foarte rar, ca să vă puteți voi familiariza. Deci avem mi minor, re major, sol major, re major, la minor, si major, mi minor, la strofă. Și la refren avem mi minor, la minor, re major, sol major, mi minor, la minor, si major, mi minor. S-a rupt lanțul de iubire și-a început a rugi. Nu te mai gândi la mine, ce a fost nu va mai fi. Împreună am fost, ce mult ne-am iubit, dar acum, fetițo, noi ne-am despărțit. Cam asta a fost partea cântată cu, de acompaniament. Acum să trecem puțin și la partea de solo, dacă sunteți dintre voi interesați. Melodia, cum v-am spus, este cântată de la mi minor. Pe coarda sol, deci coarda 1, 2, 3, de jos în sus, coarda sol, căutăm nota mi. Nota mi vine, iar să o numărăm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luăm nota mi cu degetul 3, pe fretul 9, da? Pe coarda sol, deci coarda a treia de jos în sus. Și nu trebuie să fugim nici stânga, nici dreapta, pentru că toată melodia, toată returneala este cântată în poziția de mi minor. Deci nu fugim în altă parte. Înțelegeți ceva? Fac mai rar, să vedem dacă puteți să prindeți ceva. Chestia e, să înțelegeți voi, e aproape cromatic. Nu e chiar cromatic, pentru că nu luăm toate notele la rând, dar începând, deci mi, și când coborăm pe coarda asta, luăm aproape la rând. Deci plecăm după degetul 1. Ok. Mergem către coarda mi. Deci vedeți, tot la rând. Și la întoarcere, tot la fel. Cred că până aici am fost destul de explicit. Mi-e greu să cânt atât de lent pentru că mă încurc. Hai să repetăm, să vedem.
melodia se cântă undeva la 160-170 tempo. Asta a fost. Vă doresc succes!